27 de apeluri venite din partea populației au fost primite de angajații Inspectoratului pentru Situații de Urgență în ziua referendumului. 16 dintre acestea au fost date de locuitori din mediul rural și 11 de locuitori din mediul urban. În 6 situații s-a sesizat comercializarea sau consumul de băuturi alcoolice în localuri aflate la o distanță mai mică de 500 de metri față de secțiile de votare. Sesizările s-au dovedit a fi false, în urma investigațiilor oamenii legii nedescoperind încălcări ale legislației în vigoare. Reclamați au fost și doi președinți ai secțiilor de votare. Reclamați au În ziua de 29 iulie, la numărul de urgență 112, am primit 27 de sesizări referitoare la organizarea referendumului. În 6 situații am fost sesizați despre faptul că se comercializează sau se consumă băuturi alcoolice în localurile aflate la o distanță mai mică de 500 metri de secțiile de votare. Aceste aspecte au fost verificate de polițiști care nu au constatat încălcări ale legislației în vigoare. În alte 8 situații, cetățenii au solicitat precizări cu privire la folosirea urnei speciale. În alte 3 situații, au existat persoane nemulțumite de faptul că nu au fost primite să voteze la secții de votare aflate în localitatea de domiciliu, altele decât cele în care erau înscriși în listele electorale. De asemenea, la Inspectoratul de Poliție al Județului Vaslui au fost depuse și 2 sesizări împotriva a 2 președinți a secțiilor de votare din municipiul Vaslui cu privire la faptul că au fost înscrise 4 persoane pe listele suplimentare care figurează cu domiciliul municipiului Vaslui, dar erau înscrise pe listele electorale la alte secții decât cele la care au votat. În alte 8 situații au fost solicitate precizări cu privire la utilizarea urnei speciale și cu privire la exercitarea dreptului de vot de către persoane aflate într-o altă localitate decât cea de domiciliu. 3 cetățeni și-au exprimat nemulțumirea cu privire la faptul că nu au fost primiți să voteze la secțiile aflate în localitatea de domiciliu, la care însă nu figurau în listele electorale. Au fost îndrumați să se deplaseze la secția de votare la care este arondată strada sau localitatea unde și-au domiciliul.